Vedeți că la rugăciunea în alte limbi nu mai intervine sufletul deloc. Știți că din păcate arma asta a zidirii cel mai puțin folosită în vremurile noastre. Eu personal am pățit. Să mă rog într-o biserică așa încet, dar nu ne rugăm în plen. Că zis Pavel, ce folosă dacă te auzi tot și nu știi să tălmăcești? Să uita la mine, dar ce faci mă zice? În primul rând vreau să menționez ceva foarte important. Să fie foarte clar. Nu am absolut nimic personal cu Cristi Boariu. Pur și simplu, el e cel pe care îl găsesc pe internet spunând o grămadă de prostii. Știu că sunt mulți alții care cred la fel ca el, dar el e cel mai renumit pe internet. De el dai peste tot. Nu e nimic personal. Și aș vrea ca toți cei care ascultă aceste mesaje scurte să se concentreze pe învățătură. Și să evalueze singuri în mintea lor dacă ce spune el, și mulți alții la fel ca el, se potrivește cu Scriptura. Și mai mult de atât, aici, în acest mesaj, e chiar o viclenie din partea lui. Nu știu cum să o numesc altfel. E pur și simplu o viclenie. Pentru că el știe foarte bine ce a spus Pavel în 1 Corinteni 14, dar spune altceva. Știe foarte bine ce scrie acolo. Dar în mod intenționat, ca să justifice bolboroserile din adunare, care nu-i vorbire în limbi, ajunge până acolo încât să dea vina pe Pavel pentru ce face el. Să spună că Pavel e de acord cu ce face el. Că asta spune Pavel. Dacă asta nu e viclenie, eu nu știu cum să o numesc altfel. Pentru că în mod intenționat face asta. Asta nu e ceva doar așa ce i-a scăpat. Nu, în mod intenționat face asta. Ca să justifice ce a făcut el. Chipurile cu Scriptura. Când Scriptura nu spune așa ceva. Și arma asta a zidirii, care e cel mai puțin folosit în zilele noastre, arma la care face el referire, e bolborosirea, pe care el o numește vorbire în limbi. Am vorbit altă dată despre ce este vorbirea în limbi. E vorba de o vorbire în limbi cunoscute, peste tot, în toată Scriptura. Nu găsim pe nimeni în Scriptură să bolborosească să vorbească iurea ce-i vine lui în minte și să dea vina pe Duhul Sfânt pentru asta. Deci ceea ce el numește vorbire în limbi spune că e o armă pentru zidire. Nu, bolboroseala aia nu zidește pe nimeni. Nici pe el nu zidește, depinde de ce înțelege el prin zidit acum, da? nici pe el nu zidește, nici pe cei din jurul lui. Nu îi zidește, sufletește. Iar adevăratul dar al vorbirii în limbi nu mai există. Nu mai e o armă pentru zidire, pentru că acum avem revelația completă. Prin vorbirea în limbi, omul care avea acest dar primea revelații pe care trebuia să le tălmăcească ca biserica, adunarea să fie zidită. Dar dacă nu putea să le tălmăcească, nu folosea la nimic adunării. Adunarea nu avea cum să fie zidită. Vorbea în vânt, vorbea degeaba într o altă limbă. Asta spune Pavel în 1 Corinteni 14. Ăsta era darul autentic al vorbirii în limbi. O vorbire într-o limbă străină, din lume, care putea să fie tradusă. Iar dacă nu putea să fie tradusă, îndemnul lui Pavel pentru cei ce aveau acest dar era să tacă în adunare. Pentru că vorbesc degeaba. Și bineînțeles, corintenii se întreceau în darurile astea pentru că vreau să se fălească unii la alții. Aveau probleme grave cu mândria cum au mult și azi. Și acum îl citesc pe Cristi Boariu și apoi vom vedea ce zice Pavel. Cristi a zis așa. Eu personal am pățit, în contextul vorba de vorbirea în limbi, să mă rog într-o biserică așa, adică vorbind în limbi, în sensul în care el înțelege vorbirea în limbi, bolborosind, încet, atenție mare la ce spune, deci mă rugam în alte limbi, așa cum înțelege el, încet, doar nu ne rugăm în plen așa. ca a zis Pavel, ce folos dacă te aud toți și tu nu știi să tălmăcești? Ca și cum Pavel aprobă ce făcea el. El doar se ruga el în limbi acolo, încet, într-un colț, nu se ruga în plen. Că Pavel a zis, ce folos dacă te aud toți și nu știi să tămăcești? Deci Pavel aprobă ce făcea el. Asta vrea să-mi spun. Se folosește de scriptură ca să justifice lucrul nebiblic pe care îl făcea el în acea adunare. Oare asta a zis Pavel? Hai să citim. 1 Corinteni, capitolul 14, citesc de la versetul 26. Ca o concluzie la ce a zis mai sus, și anume că dacă vorbești într-o limbă străină și nu te înțelege nimeni, nimeni nu e zidit, și că mai bine să prorocești, să spui o vorbă înțeleasă, prin care adunarea să fie zidită, zice așa. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, de deci ce în adunare, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Adică exact opusul la ce făcea Cristian în acea adunare. Și se plânge după aia că i-a zis unul nu știu ce, că se uita nu știu cum la el. Se ruga în limbi, adică bolborosea, încet, într-un colț, în biserică. Oare pe cine zidește asta? Oare el a făcut asta spre zidirea sufletească a adunării? Nu zidește pe nimeni. E exact opusul la ce spune Pavel. Și el are tupeu să spună că Pavel a zis așa. Sau să se folosească cumva de Pavel ca și cum el ar fi aprobat ce făcea el acolo. Că el se ruga încet. Că zis Pavel, ce folos dacă te aud toți și nu știi să tălmăcești? În versetul 27, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, a zis, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, în adunare, sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei. Fiecare la rând. Nu toți odată, fiecare la rând, nu fiecare în colțul lui, încet, nu, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Deci toată adunarea să audă și unul să tălmăcească. Versetul 28. Dacă nu este cine să tălmăcească, cum era și în cazul lui Cristi, el vorbea în limbă, borosea acolo, dar nu era cine să tălmăcească, să tacă în biserică. Să tacă în adunare. Și acum îl citesc din nou pe Cristi. Eu personal am pățit să mă rog într-o biserică așa, adică bolborosind, ceea ce el numește vorbire în limbi, încet. Doar nu ne rugăm în plen. Ca zis Pavel. Ce folos dacă te aud toți și nu știi să tărmăcești? Oare asta a zis Pavel? Să te rogi încet într-un colț? Tu singur acolo? Că ce folos dacă te aud toți și nu știi să tămăcești? Asta spune Apostolul Pavel. Ce am citit mai devreme? Dacă sunt unii, nu vorbeau toți în limbi, da? Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei. Fiecare la rând. Nu fiecare în colțiciorul lui. Fiecare la rând. Să-i audă toată adunarea și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică, să tacă, nu să vorbească într-un colț încet, și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Adică în privat. Și aici era vorba de darul real al vorbirii în limbi. Nu de bolborosit. Nu ce vedem azi. Pavel spune să vorbească în privat, pentru că dacă vorbește într-o limbă străină pe care nu o înțelege nimeni, numai Dumnezeu îl înțelegi. Să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu. Să nu vorbească în adunare, să tacă în adunare, dacă nu este cine să trămăcească. Nu e nimic mai clar de atât. Și asta nu are nicio legătură cu ce spune Cristi. Și repet, e un băiat deștept. Știe foarte bine ce scrie aici. Dar a numit, în mod intenționat, ca să justifice pornirile lui se folosește de anumite cuvinte ciopărțite ale Apostolului Pavel din 1 Corinteni 14. Ca să justifice comportamentul lui nebiblic. Și asta e viclenie. Pur și simplu, nu te tem de Dumnezeu. Nu te tem să-i sucești cuvântul doar ca să fie în favoarea pornirilor tale. Tradiției tale, obiceiurilor tale, experiențelor tale. Nu te tem de Dumnezeu. N-ai cum altfel să faci așa ceva. N-ai cum. Tu alegi în mod intenționat să pui experiențele tale sau tradițiile tale, felul în care înțelegi tu anumite lucruri, mai presus decât scriptura. Când scriptura e foarte clară cu privire la acest dar și cum trebuie folosit acest dar. Și repet, în niciun caz darul vorbirii în limbi din scriptură nu e bolboroseala pe care o vedem azi. Erau limbi cunoscute. Dar chiar dacă presupunem că ce vedem azi e darul vorbirii în limbi și nu este, presupunem, tot te faci vinovat de încălcarea flagrantă a cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul spune: dacă nu este cine să tărmăcească, să tacă în adunare, și tu spui: Eu mă rog singur într-un colț aici. Ce făceam rău? Nu făceam nimic rău. Cuvântul spune să vorbească fiecare la rând. Și unul să tărmăcească și tu spui, nu, că eu mă rugam sigur într-un colț aici. Ca așa a zis Pavel. Ce folos dacă te aud toți și nu știi să tărmăcești? Nu asta a spus Pavel. Pavel a spus cu totul altceva. În niciun caz nu ți-a spus să vii la adunare, să te pui într-un colț, să te rogi în limbi încet acolo. Nu asta spune Apostolul Pavel. Spune exact opus. Și ce spune Apostolul Pavel aici? E o poruncă directă a Domnului. Asta spune în versetul 37. Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, cum se crede și Cristi Boariu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Este o poruncă a Domnului, nu sunt părerile mele. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, nu toți odată, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică. E o poruncă a Domnului